Protejarea bătrânilor este în atenția Poliției Gorjene. În cadrul campaniei este mai ușor a preveni decât a înlătura consecințele, polițiștii au mers din casă în casă pentru a informa vârstnicii cu privire la noile metode de înșelăciune și tâlhărie. Ofițerii de prevenire s-au întâlnit atât cu pensionarii din mediul urban cât și rural. Activitățile desfășurate și realizate împreună cu această categorie de persoane au constat în consilieri, în pregătirea antivictimală, în întâlniri directe. Am identificat și aplanat stări conflictuale în care au fost implicate și am luat măsuri ferme față de persoane vinovate. Au fost identificate și avem o evidență cu persoane vârstnice care locuiesc izolat, care sunt victime potențiale și totdeauna am urmărit ca să le instruim. Pentru a preveni tâlhăriile, gorjenii au fost sfătuiți de poliții să fie foarte atenți în casa scării sau pe stradă, în special noaptea în zonele întunecoase. În cadrul acestei campanii de prevenire a infracțiunilor de tâlhărie au fost desfășurate aproximativ 400 de activități informative. Aceste activități s-au desfășurat în piețele agroalimentare din municipii și orașe, în târgurile de animale săptămânale și în târgul auto. De asemenea, au fost distribuite 2000 de pliante. Am mai avut o campanie pe prevenirea furtului din buzunare gest poșete, o campanie pe prevenirea infracțiunilor de înșelăciune și una pe tâlhărie. La infracțiune de tâlhărie, vă informez că nu am avut infracțiuni cu mod de operare deosebit în care victime să fie persoane vârstnice. Nu am avut infracțiuni de acest gen care să aibă ca urmare moartea victimei. Începând cu 15 august, va fi derulată o nouă campanie de informare a cetățenilor pentru prevenirea infracțiunilor de înșelăciune. Se pare că activitățile de acest gen ale polițiștilor dau roade. Potrivit unui raport al IPJ Gorj, în primele 6 luni ale anului 2015 s-a înregistrat o scădere cu 30% a infracțiunilor de tâlhărie.